În Comuna Maierul pare că s-a așternut liniștea, dar în realitate sunt proiecte la care se lucrează intens. De exemplu, astăzi ne aflăm pe unul dintre șantiere, aici unde se construiește noua grădiniță. Proiectul este realizat în momentul de față în proporție de 60%, iar dacă constructorul își va mobiliza toate forțele, poate din toamna acestui an micii grădinari se vor putea bucura de noua căsuță. Este vorba de o lucrare care se face pe finanțare europeană. Contractul de finanțare a fost semnat în mandatul trecut. Am făcut licitația, așa cum prevede legislația românească, și acum ne aflăm în plin șantier, în pline lucrări. Este vorba de construirea unei grădinițe, proiect care a fost punctat pe primul loc la nivel de regiune de dezvoltare Nord-Vest. Sunt bucuros pentru acest lucru. Valoarea acestui proiect este aproape o jumătate de milion de euro. Deci investiție destul de mare. Ce îmi doresc însă pe viitor, ținând cont că Maierul are destule clădiri pentru a funcționa pentru grădiniță, după ieșirea de sub monitorizarea europeană, această clădire, dacă va fi și voința cetățenilor, și știu că este, să fie transformată în creșă pentru Comuna Maierul. Adică cei care pleacă dimineața la serviciu, împreună soț, soție, poate nu au cu cine să lase copilul, să aibă această posibilitate. Ne aflăm într-un loc deosebit, vom amenaja și spații de joacă și cred că pe viitor copiii care se vor naște în Maierul vor avea beneficii pentru că se construiește această clădire și, bineînțeles, părinții, pentru că li se va ușura oarecum partea aceasta de creștere a copiilor. Și îndemn pe această cale pe maiereni, pentru că nu aș vrea să se reducă populația, nu numai a Maierului, a României. Chiar dacă nu vom mai fi pe primul loc ca natalitate, să nu uităm că 22 de ani consecutiv am fost pe primul loc la nivel național în ceea ce privește natalitatea. Veți reuși să finalizați această lucrare până în toamna anului 2022? Cam în proporție de cât la sută este realizată această lucrare? Eu cred că este realizată în proporție de aproape 60%. Sperăm, chiar dacă nu până la începerea anului școlar, v-am spus că avem unde să funcționăm, până la sfârșitul anului să închidem acest proiect, din punct de vedere al construcției. Apoi, birocrația mai continuă, ca așa este la noi. Probleme în derularea proiectului? Ați întâmpinat? La orice proiect sunt probleme. Cel mai greu este la proiectele pe finanțare europeană și cred că vi s-au plâns de acest lucru mai mulți colegi primari, de a închide proiectul. Adică poate să dureze un an de zile după ce ai finalizat, ai făcut recepția, ceea ce privește să te scapi de toată documentația și să spună, uite, amin, s-a terminat. Asta este. Ce să facem noi? Încercăm să ducem lucrul la bun sfârșit și vom reuși, dar mai greu decât în alte țări care au o legislație altfel. Pe data de 24 am înțeles că Comuna Maierul va fi marcată și de un eveniment. Da, ținând cont că în județul Bistrița Năsăud, doar în Maierul se mai sărbătoresc sânzienele, copiii tineret și așa la răscruce de străzi și cei în vârstă ies în acele seri, adică 23, ajunul 24, pentru a socializa, pentru a aprinde un foc peste care copiii sar, se bucură, ascultă o muzică, astăzi suntem mai moderni, unii cântă și mă bucur că această sărbătoare de sânzienie va fi marcată și de prezența reprezentanților Consiliului Județean, respectiv domnul președinte, doamna vicepreședinte Camelia Tabără, care au cuprins în programul Consiliului Județean Maierul. Deci este un lucru deosebit, mă bucur, îi mulțumesc pe această cale și domnului președinte. Va începe acțiunea după slujba de la biserică, în jur de ora 12, muzeul Liviu Rebreanu, biblioteca școlii,
unde vor fi anumite luări de cuvânt, vor fi oameni care vor vorbi și despre semnificația acestei sărbători de sânziene și în jurul orei 17, 5 după amiază, va fi și un spectacol. De organizarea aceasta se ocupă și domnul director a Centrului Județean pentru Cultură, domnul Alexandru Pugna, care în scurt timp ne va trimite afișele, cine participă, ce artiști vor cânta, în ce va consta acest spectacol, iar oamenii vor afla de pe rețelele de socializare, bineînțeles că se informează cel mai repede. Mai am o problemă și v-aș ruga atunci să fiți alături de mine. Vă voi spune la acea vreme societatea care a donat pentru construirea unui refugiu montan, panouri sandwich, astăzi trebuie să ne sosească. Acest refugiu montan se va construi de la Pasul Rotunda, 8 km spre lacul Ala, îi zice la acel punct dealul negru. Va fi așezat acolo și de la acest refugiu se vede foarte bine toată partea estică a celor trei vârfuri, Roșu, Ineuț, Ineu, deci până la aproape la poalele lor. Le mulțumesc de pe acum, dar atunci vor fi oamenii de bine care au făcut acest lucru, vor fi alături de noi și ne bucurăm până la urmă pentru tot ceea ce putem să facem pentru comunitate sau pentru toți oamenii.